fostul premier Viorica Dăncilă este mai nou angajată consilier pe probleme de strategie în cadrul BNR. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Păi, acum, eu am fost unul dintre jurnaliștii care conducea o emisiune de mare audiență, care era în stare să facă zid și care îndemna ultima redută, apărați BNR, nu lăsați BNR să cadă în ghearele lui Vâlcov și Dragnea. Apărați reduta de stabilitate financiar-bugetară a României. Acum nu știam la așa vreme, nu cred că am făcut, că am greșit, cred că am făcut un lucru bun, că am apărat BNR atunci și pe Muguri Sărescu. Nu știam însă că va veni o lumină fantastică și un strateg săvârșit, doamna Dăncilă și cu domnul Pașcu, pentru a întregi echipa BNR. Ar trebui întrebat domnului Sărescu ce părere are. Eu nu știu ce plus aduce doamna Dăncilă. Știu doar că înțeleg din ce în ce mai mult de ce pleacă românii din țară și de ce pleacă scârbiți din țară și de ce nu se mai întorc în țară și de ce se întreabă cu toții la ce bună școala, la ce bună educația, la ce bune diplomele, dacă doamna Bianca Drăgușanu și cu doamna Dăncilă sunt vedetele României. Corect, a devenit... Am văzut o interpretare interesantă a domnului Negruțiu, Florin Negruțiu, fostul redactor șef adjunct de la Adevărul, acum la Digi TV, care, 24 TV, care vorbea despre o răsplată pe care domnul Sărescu ar face-o către doamna Dăncilă, prin faptul că doamna Dăncilă a prelungit mandatul domnului Sărescu sau nu a comentat la prelungirea mandatului, respectiv a renoit mandatul, mai corect, și l-a scos din ierarhia de putere pe domnul Vâlcov, marele dușman al domnului Sărescu. Poate fi și asta, interesant optica domnului Negruțiu. Eu spun doar că e greu să vorbești despre o țară care se schimbă, e greu să vorbești de valoare, de concurență, de profesionalism, de respectarea valorilor, într-un moment în care doamna Dăncilă devine consilier, iar domnul Pașcu, un om acuzat de-a lungul timpului de simpatii estice mai mult decât pro-occidentale, devine de asemenea consilier al guvernatorului. Bun, a devenit BNR un soi de bazil, dacă spun așa, pot să spun în ghilimele, pentru cei care au dispărut de pe scena politică? Păi nu, eu credeam că BNR-ul e un loc al stabilității, e un loc al unde noi să ne uităm ca la un far călăuzitor bugetar fiscal, mai ales că astăzi am văzut că Florin Câțu cu Alexandru Nazare au avut o mare victorie prin faptul că economia României are cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în primul trimestru, practic e terminarea pandemiei și reintrarea în creștere economică, 2,8% e o cifră fantastică. Mă așteptam, eu mă uit spre instituția creată de Carada, Eugeniu Carada, un mare liberal al secolului XIX, ca la o instituție fanion. Acum, nu știu dacă cu doamna Dăncilă și cu domnul Pașcu mă mai pot uita, dar ce să zic, asta e viața. Încurcate sunt căile domnului, încurcate sunt tițele vieții, poate ar merita să stați de vorbă cu domnul guvernator, să-l întrebați la ce ajută doamna Dăncilă. Da, poate noi am și făcut o solicitare în acest sens, dar după doamnă, cum sunteți știți, foarte tânără. Dumneavoastră sunteți foarte tânără și uneori se pare că la bărbați, la o anumită vârstă, e nevoie de șosete croșetate ca să nu, pentru cei care au reumatism. Și cred că doamna Dăncilă poate să-i croșeteze niște șosete foarte bune domnului guvernator, dar nu era cazul să o ia consilier ca să-i croșeteze șosete. Sau o căciuliță de curent, că bate vântul pe la Drăgășani.